Vă spun un bun venit în această dupămasă la biserică și vă invit să cântăm pentru lauda lui Dumnezeu imnul 439. Aș vrea să duc în lume pacea ta. Tatăl nostru ceresc, iată-ne înaintea Ta, la sfârșitul zilei de sabat, adunați în locașul de închinare, îți mulțumim pentru această ocazie. Te rugăm să binecuvintezi inimile noastre, să putem primi cuvântul Tău cel Sfânt. Să binecuvintezi pastorul care ne va vorbi din cuvântul Tău și fă ca aceste îndemnuri care le vom primi să fie spre zidirea templului nostru spiritual. Ne încredințăm în mâinile Tale și în conducerea Ta, în prezența Ta și credem că Duhul Tău cel Sfânt ne va îndemna pe fiecare la solia Ta să o putem primi. În meritele Domnului Iisus îți mulțumim pentru toate. Amin. Spunem un bun venit la biserică în această dupămasă tuturor care sunt prezenți cu noi aici, membrilor, cât și musafirilor care au ales să se închine împreună cu noi. Sperăm să avem un timp binecuvântat și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Mai avem timp să cântăm, așa că vă invit să ne dregem vocile și să propunem una, două piese care să le cântăm împreună. Dacă aveți propuneri, da, spune-te-mi. 310. Haideți să cântăm împreună imnul 310.
Piesă sensibilă și frumoasă. Le așteptăm data viitoare dacă vrea să ne cânte și un solo. În următoarele momente le invit pe Denisa și Alessia să vină în față. Au pregătit o piesă și sperăm, adică ne dorim să ne bucurăm de cântul lor. Thank you.
mulțumim foarte mult, încurajăm și alți copii și tineri, dacă au un cântec sau un psalm sau o poezie, oricând sunt bineveniți să prezinte înaintea lui Dumnezeu. Acum mai avem ocazia să mai cântăm, dacă mai sunt imnuri care doriți să le cântăm împreună. Cu drag le cântăm în această după masă. 161. Haideți să cântăm împreună imnul 161. Mai este încă o piesă? Da, spune. Haideți să mai cântăm și imnul 626, după care vom asculta cuvântul Domnului prin fratele pastor Andrei Bors. Thank you.
A fost la un moment dat o discuție în comitet în care ne-am întrebat de ce oamenii nu vin după amiază la biserică în sabat și răspunsul a fost: noi nu ne închinăm duminica. În ideea că soarele apune de la ora 5 și atunci nu mai e sabat și atunci noi venim doar în sabat. Iată că avem și credincioși care se închină duminica, Domnul să vă binecuvinteze, în sensul că pentru mine e tot sabat, nu e nicio duminică, pentru mine e tot o zi, o sabat în care mă întâlnesc cu Dumnezeu. Acum noi putem avea tot felul de idei, tot felul de scuze, tot felul de idei năstrușnice. Putem, de ce nu putem să schimbăm programul dacă e o problemă, însă cred că cel mai potrivit ar fi să petrecem cât mai mult timp în prezența lui Dumnezeu, pentru că lucrul acesta este un lucru foarte productiv și foarte benefic pentru noi. Vă spuneam într-o ocazie că noi nu avem de luptat cu oamenii, ci există o luptă la nivel spiritual care se dă pentru sufletul nostru și pentru mintea noastră și spuneam atunci că în orice luptă prima victimă este adevărul. Adevărul sau istoria este scrisă de cei puternici. Cei de învingători scriu istoria. Și aș vrea în această seară, nu este o predică, ci mai degrabă un studiu biblic, să privim în spate, dincolo de cortină, la un război, un război pe care nu-l vedem, dar un război pe care Scriptura ne-l descoperă în această seară printr-un discurs al unui om al lui Dumnezeu, care, de fapt, este primul om după Domnul Iisus Hristos, care proclamă venirea escatologică, venirea apocaliptică a Domnului Iisus Hristos. Și vă invit ca împreună cu mine să studiem în această seară, cât ne permite și timpul. Repet, nu este o predică, este mai degrabă un studiu și vă rog cei care v-ați adus Scriptura să o deschideți împreună cu mine, să urmărim împreună în Faptele Apostolilor. Este vorba despre un om al lui Dumnezeu, un om care a fost și a rămas de partea adevărului și pentru lucrul acesta a avut de suferit. Există și o vorbă: mai bine să sufăr eu din cauza adevărului decât să sufere adevărul din cauza mea. Acesta cred că a fost și motoul lui Ștefan, căci despre el aș dori în această seară să studiem. Iar discursul lui Ștefan nu este altceva decât o dovadă clară a nerecunoștinței lui Israel față de Dumnezeu și față de profeții lui Dumnezeu. Discursul lui nu este un discurs defensiv, un discurs de apărare, cum am crede noi, ci dimpotrivă este un discurs prin care el îi acuză pe acuzatorii lui de niște lucruri foarte grave, lucruri care de altfel sunt lucruri reale. Și haideți ca împreună să vedem care era de fapt acuzația, prima lor acuzație față de Ștefan, pentru că în felul acesta vom învăța în această seară care sunt uneltele diavolului de a lupta și împotriva noastră. Și vă invit să citim împreună în Fapte, capitolul 6, de la versetul 11. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică: noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, au găsit niște martori mincinoși, pentru că n-au putut să facă față discursului foarte clar, convingător. Dacă vreți, Ștefan este exemplul de om în care Scriptura spune că atunci nu va trebui voi să spuneți cuvintele voastre, ci Duhul Sfânt vă va spune tot ce trebuie să vorbiți. Acesta era Ștefan, om care era pregătit de Duhul Sfânt, avea răspunsurile lui Dumnezeu pentru oamenii aceia. Și iată că acuzația aceasta este una directă și spun ei: el a rostit vorbe de hulă împotriva lui Moise. Și aș vrea să mă opresc asupra acestei acuzații. Consider că Ștefan nu era atât de naiv încât să nu-și dea seama că acuzația nu era că el se opunea personajului Moise, ci faptului că el se opunea învățăturilor, rabinilor, cărturarilor vremii și tradițiilor vremii, care, bineînțeles, spuneau ei că veneau de la Moise. Aceasta era adevărata problemă de fond. Și Ștefan le reamintește că felul în care ei se comportă față de el este exact modul în care Israel s-a comportat timp de secole față de Dumnezeu și față de profeții lui.
Haideți să citim în Fapte, capitolul 7, Faptele Apostolilor, capitolul 7, de la versetul 52 și 53. Acuzația nu este un discurs defensiv, repet. Pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi, care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Mare curaj a avut acest om și vreau să vă spun de la bun început ceea ce Ellen White ne spune în istoria Faptelor Apostolilor. A trebuit, Ștefan, spune Ellen White, să plătească cu viața lui pentru că a ținut partea fiului tâmplarului din Nazaret. Continuă Ellen White și spune, el a legat pe Iisus de întreaga istorie a iudeilor. Și lucrul acesta nu le-a plăcut. Câteva aspecte despre Ștefan. Ștefan a fost acceptat sau n-a fost acceptat de către evrei, o să aflăm imediat. Eu aș spune că el nu a fost acceptat niciodată de către evrei, în primul rând pentru că el era un iudeu elenizat, era un iudeu care vorbea limba greacă, la fel ca toți cei 7 diaconi, în mod special Nicolae era un prozelit, dar toți cei 7 diaconi au fost vorbitori de limbă greacă, iar fiind în poziția aceasta publică de diacon, diaconia atunci, din sursele pe care le am eu, era privită cu mult mai multă seriozitate și responsabilitate și autoritate în biserică decât este astăzi, pentru că el avea un rol de diacon nu doar administrativ, ci și un rol de a-L proclama pe Iisus Hristos. A ajuns în ochii Sinedriului, a ajuns în ochii poporului ca un fanatic. Astăzi, dacă ne am face un tablou al lui Ștefan, ar fi un fel de fanatic care luptă împotriva sistemului. Și evidențele istorice ne arată că Ștefan ar fi lucrat o perioadă în Samaria, dar lucrul ăsta nu este verificat nici de Scriptură, ar fi lucrat în Samaria atunci când Domnul Iisus Hristos ar fi trimis pe cei 70 de ucenici, în afară de cei 12. Și pentru faptul că era un vorbitor de limbă greacă și pentru faptul că era cumva un lucrător din Samaria, nu l-au putut iubi, ce căuta el acolo. Dar astea sunt doar evidențe istorice. Lucrul cert este faptul că atunci când el a fost chemat în fața Sinedriului și când i-a fost dată sentința de moarte, Ellen White spune că nici o sentință legală nu fusese pronunțată în cazul lui Ștefan, însă autoritățile romane au fost mituite, foarte interesant, cu mari sume de bani pentru a nu mai face cercetări în această privință. Și au fost plătiți, autoritățile au fost plătite pentru a trece cu vederea. Acum, haideți să vedem prima acuzație. Prima acuzație în cazul acestui om, vă spuneam că în război, și aici este vorba despre un război între bine și rău, prima victimă este adevărul. Adevărul a fost măsluit și spuneau ei că omul acesta aduce o acuzație gravă împotriva lui Moise. Împotriva lui Moise. Însă omul acesta, Ștefan, le arată că de fapt el este un susținător al lui Dumnezeu prin Moise și le arată cu scripturile ceea ce citim și vreau să citim împreună în Fapte 7. Vă invit să citim de la versetul 37, apărarea lui Ștefan în fața Sinedriului. Spune el așa, Fapte 7 cu 37. Acest Moise a zis fiilor lui Israel, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. De el să ascultați. El este acela care în adunarea israeliților din pustie cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri a primit cuvinte vii ca să ni le dea nouă. Părinții noștri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit și inimile lor s-au întors spre Egipt. Și au zis lui Aron, fă-ne niște dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acest Moise care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Și în zilele acelea au făcut un vițel, au adus jertfă idolului și s-au bucurat de lucrul mâinilor lor. Atunci Dumnezeu s-a întors de la ei și i-a dat să se închine oștirii cerului, după cum este scris în cartea prorocilor, mi-ați adus voi vite junghiate și jertfe timp de 40 de ani în pustie, casă a lui Israel? Ați purtat cortul lui Moloch și chipul stelei zeului Remfan, chipurile acelea pe care le-ați făcut ca să vă închinați lor.
De aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Părinții noștri aveau în pustie cortul întâlnirii, așa cum îl rânduise cel ce a spus lui Moise să-l facă după chipul pe care îl văzuse. Și mă opresc aici. Pledoaria lui Ștefan este în favoarea lui Moise. Ba, mai mult decât atât, textul pe care l-am citit, că el va trimite un proroc, este exact o evidență din Cartea Deuteronomul și vă invit să deschidem în Deuteronomul, capitolul 18, de la versetul 15, vom citi acest pasaj. Domnul Dumnezeul tău, îi spunea Dumnezeului Moise, îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Să ascultați de el. Versetul 16. Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb în ziua adunării poporului, când ziceai: să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare ca să nu mor. Atunci Domnul mi-a zis: ce au zis ei este bine. Versetul 18. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine, voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu. Ștefan spune în textul din Fapte că aceasta era vorba, este o profeție mesianică despre Domnul Iisus Hristos. Voi spuneți că eu aduc vorbe de hulă împotriva lui Moise, eu vă spun că mai mult decât atât, prin Moise, pe care eu îl stimez, Dumnezeu a oferit o profeție prin care el va veni, fiul său va veni. Și acum, foarte interesant, Ștefan afirmă în acest pasaj că Mesia va veni după un model al lui Moise și nu după un model al regelui David, cum așteptau ei. Foarte interesant. Evreii așteptau un Mesia după modelul regelui David și evreii așteaptă și astăzi un Mesia după modelul regelui David. Însă Ștefan spune: oameni buni, voi vă rătăciți. Voi vă rătăciți pentru că tocmai prin faptul că mă acuzați că aduc vorbe de hulă la adresa lui Moise, tocmai prin acest om vă arăt că pe filiera aceasta trebuie să vină Fiul omului. Și există aici, am descoperit eu, spune el, oamenii l-au respins pe Moise, la fel cum oamenii l-au respins și pe Domnul Iisus Hristos. Și există aici o paralelă între istoria izraeliților și istoria creștinismului. Am găsit câteva paralele extraordinare și vreau să vi le citesc. Descrierea lui Ștefan despre ceea ce făcea Israel în așteptarea lui Moise este descrierea poporului creștin în așteptarea Fiului omului care va veni pe norii cerului. Aceeași descriere este. Deci ce zic lucrul acesta? Moise vine pentru că Dumnezeu îl trimite să salveze un popor. Domnul Iisus Hristos vine pentru că Dumnezeu îl trimite să salveze un popor, să salveze lumea întreagă. O altă paralelă. Moise urcă pe vârful muntelui pentru a fi cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos se înalță la ceruri pentru a fi la dreapta Tatălui și pentru a fi în locașul cel sfânt. Pentru amândoi, atât Moise cât și Fiul omului, pentru o perioadă de timp. Mai departe, poporul evreu, din păcate, s-a săturat de această așteptare, a obosit așteptând, și au decis că probabil Moise nu se va mai întoarce. Ei doreau, spune Scriptura, răspunsuri imediate, soluții rapide, soluții omenești, ca să iasă din criza asta. Se îndoiesc de Moise și revin, spune Ștefan, la vechile lor cărări, la Moloch, la Ramfan și la alți zei locali. Se bazează cumva pe inteligența lor, se bazează pe soluțiile lor făcute cu mâna lor, un chip, da, un vițel de aur. Paralela, trăim astăzi într-o eră post-creștină în care creștinismul, așa zisul creștinism, care așteaptă, sau nu știu dacă mai așteaptă venirea Fiului Omului, se îndoiește de venirea Fiului Omului, la fel cum Israel s-a îndoit și au zis Moise, nu mai știm ce se întâmplă cu el. Și creștinismul a obosit să mai creadă în întoarcerea lui Mesia, în întoarcerea Domnului Iisus Hristos și implicit nu mai respectă cuvântul lui Dumnezeu, creștinismul de astăzi. Ci, așa cum spune Apostolul Pavel în Timotei, își dau învățători sau învățături după
poftele lor, după imaginația lor, la fel cum poporul Israel și-a creat un chip, da, de aur cu propriile lor mâini. Dragii mei, chiar Biserica Romano-Catolică ar fi afirmat nu de mult lucrul acesta, și anume că Vechiul Testament este irelevant astăzi pentru cititori și pentru creștini. Majoritatea, să știți că se închină unui Dumnezeu care este un produs al propriilor imaginații. Astăzi, în creștinismul în care noi îl trăim, majoritatea bisericilor se închină unui Dumnezeu făcut de mâini omenești, un produs al imaginației lor. Paralelele sunt evidente. Vițelul acesta de aur nu este altceva decât un Dumnezeu la care mulți se închină astăzi. Și acest Dumnezeu, să știți că nu are nicio legătură cu Scriptura. Imaginați-vă dumneavoastră ce le-a fost dată să audă acestor iudei, saduchei, preoți sau miniștri din cadrul Sinedriului. Continuă Ștefan și spune cum Dumnezeu a folosit atunci un mic grup de oameni care erau numiți leviți pentru a restaura adevărul după o perioadă destul de lungă de idolatrie. Și nu doar au restaurat adevărul, ci au readus adevărata închinare la Dumnezeu. La fel spun eu că Dumnezeu va folosi la finalul timpului un popor, o rămășiță, un mic grup de oameni care vor înălța înaintea lumii legea lui Dumnezeu și principiile lui Dumnezeu. Nu este ușor să proclame adevărul astăzi într-o lume care, vreau să vă spun de la bun început, că majoritatea bisericilor își aleg lideri, își aleg pastori care să le predice un adevăr confortabil lor. Nimeni nu își alege un lider care să predice sau să vorbească altfel de cum ne simțim noi că așa ar trebui să fie. Altfel de cum să nu cumva să iasă din zona noastră de confort spiritual, de cunoștințe spirituale și de doctrine învățate. Aș vrea să mergem mai departe și aș vrea să privim spre a doua acuzație. Deschidem în Faptele Apostolilor, capitolul 6. Ne întoarcem din nou la lupta pentru adevăr. În Fapte, capitolul 6, găsim a doua acuzație de la versetul 13. Au scos niște marturi mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. A doua acuzație. Vine Ștefan și se apără. De fapt, nu se apără, repet, acuză pe acuzatori. Versetul 44, continuăm să citim din capitolul 7. Capitolul 7 din Fapte, versetul 44, dăm o pagină. Părinții noștri aveau în pustie cortul întâlnirii. Rețineți acuzația, atacă sau hulește locașul cel sfânt. Părinții noștri aveau în pustie cortul întâlnirii, așa cum rânduise cel ce a spus lui Moise să-l facă după chipul pe care îl văzuse. Și părinții noștri l-au adus la rândul lor sub povățuirea lui Iosua. Când au intrat în țara stăpânită de neamurile pe care Dumnezeu le-a izgonit dinaintea părinților noștri și a rămas acolo până zilele lui David. Și acum fiți atenți. David a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu și a cerut să ridice o locuință pentru Dumnezeul lui Iacov. Și Solomon a fost acela care i-a zidit o casă. Dar cel prea înalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești. Observați ideea? Au făcut cu mâna lor ce au făcut? Un vițel de aur cu mână omenească, aceeași idee. Au făcut cu mâna lor un templu, un locaș sfânt. Repet versetul 48. Dar cel prea înalt nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești, cum zice prorocul. Cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie, zice Domnul? Sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? A doua acuzație a Sinedriului era că Ștefan vorbea împotriva templului. Și Ștefan prezintă această situație cum Dumnezeu i-a cerut lui Moise, Dumnezeu i-a cerut lui Moise să construiască un tabernacol, un cort al întâlnirii.
Numai că Ștefan vine aici cu ceva interesant și spune el așa: Dumnezeu n-a cerut niciodată să îi se facă în cinstea lui vreo construcție, vreun edificiu sau un templu pentru el. Niciodată. Și spune aici Ștefan, dacă ați fost atenți, ci mai degrabă Dumnezeu, având față de David o oarecare milă, i-a permis, i-a îngăduit fiului său Solomon să construiască un asemenea templu. Dumneavoastră, imaginați-vă că lucrurile astea și parcă și pe noi ne dor. Nu doar pe evrei, care pentru ei, imaginați-vă, templul era un simbol național, un simbol al coagulării lor, al mândriei lor naționale. Dar ceea ce spune Ștefan aici, spune mai departe, spune el: cerul este scaunul lui Dumnezeu de domnie și pământul, așternutul picioarelor lui. Ce fel de casă îmi veți zidi voi mie care să fie perfectă pentru mine? Nu veți putea, oameni buni. Nimic din ceea ce este făcut din mână omenească nu este potrivit, nu este suficient și nu este perfect pentru ca acel loc în care să locuiască Dumnezeu. Dumnezeu nu poate locui în ceva făcut de mâini omenești. Asta spune Ștefan, tocmai am citit. Și acum, ce reacție oare au fi avut saducheii și marele preot la auzul acestor cuvinte? Oare ceea ce spunea Ștefan, dragii mei, avea resort în Scriptură, avea răspunsuri mai înainte? În Isaia, capitolul 66, de la versetul 1, găsim exact cuvintele lui Ștefan. Așa vorbește Domnul: cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce casă ați putea voi să-mi zidiți și ce loc mi-ați putea voi da ca locuință? Și acum urmează o chestiune foarte interesantă, versetul 2. Toate aceste lucruri doar mâna mea le-a făcut și toate și-au căpătat astfel ființă, zice Domnul. Iată spre cine voi îndrepta privirile, spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Ce casă puteți voi să-mi construiți? Dumnezeu știe că atunci când noi oamenii construim ceva magnific, acel loc va deveni mai venerat decât cel pentru care construim acel loc. E adevărat ce vă spun eu? Ironia face, dragii mei, că după ce templul este jefuit de Nebucanețar și chivotul nu mai există, atunci când Nemia și Ezra reconstruiesc templul, chivotul lui Dumnezeu, căci noi știm că prezența lui Dumnezeu era doar asupra chivotului, acolo exista șechina, chivotul lui Dumnezeu nu va mai fi deloc în templu. Nu va mai fi niciodată în templu. Și cu toate acestea au construit un templu și spuneau ei că acolo este Dumnezeu și cum poți să vorbești tu împotriva templului? Deși Dumnezeu nu mai era acolo, pentru că chivotul implicit nu mai era acolo. Au ajuns până acolo încât au creat acest templu, încât au venit oameni din toate țările, din toate popoarele, doar ca să admire, vă amintiți ce spuneau ucenicii? Ce pietre și ce zidiri. Și Mântuitorul ce le-a spus? Piatră pe piatră nu va mai rămâne. Și Dumnezeu se uită la noi, oamenii, prin discursul lui Ștefan și ne spune: așa sunteți voi, oamenii. Cum suntem, Doamne? Iubim să construim mari edificii religioase, că despre asta este vorba, pentru că asta, în ultimă instanță, ne înalță mândria noastră, eul nostru. Să nu credeți că oamenii care veneau să admire templul din Ierusalim îl venerau, spuneți-mi noastră, pe Dumnezeu sau pe Solomon. Cine era autorul acelor ziduri? În prima instanță era el, Solomon. Așa a ajuns și decăderea lui, la cât de mare a fost. Omul care a muncit cel mai mult pentru un templu, pentru casa lui Dumnezeu, ajunge să nu-i mai placă casa lui Dumnezeu. Și nu mai vine în casa lui Dumnezeu, nu mai vine la templu. A cărat în spate bârne, a cărat în spate pietre, a luptat ca să fie acel templu și spune Scriptura că și-a găsit interes unde? În zeitățile soțiilor sale. Foarte straniu, nu? De aceea Dumnezeu spune prin Ștefan: ce casă ați putea voi să-mi construiți mie și în care eu să locuiesc? Deseori am auzit și pastori și prezbiteri: vă rog din tot sufletul biserică să cheltuim sume enorme
pentru că noi trebuie să oferim lui Dumnezeu ce este mai bun. Și aflăm acum din Sfânta Scriptură că ce este mai bun pentru Dumnezeu este doar un singur lucru, și anume roada Duhului Sfânt. Să ai roade ale Duhului Sfânt prin care să ele să fie benefice pentru oamenii din jurul tău. Lucrul acesta îl cere Dumnezeu. V-am citit în Isaia, nu? Dumnezeu este, spune Dumnezeu aici, nu este în templul lui neapărat, ci este cu omul zmerit, cu cel ce se teme de el, cu omul mâhnit. Cu acești oameni este Dumnezeu. Știu că acest mesaj n-a fost unul plăcut înaintea liderilor vremii și poate nici pentru noi astăzi nu este atât de plăcut. Eu nu vreau să spun că noi trebuie să fim neglijenți cu casa Domnului, ci vreau să vă spun că deseori gândim că cu cât o biserică este mai mare, cu atât prezența lui Dumnezeu e mai evident într-un asemenea loc mare. Și vă amintiți de episodul arderii bisericii din Notre Dame, catedrala din Notre Dame? Cât interes a fost pentru acest edificiu, bineînțeles, spunea un simbol al creștinismului de veacuri. Tocmai lucrul acesta Dumnezeu a dorit să fie evitat. Și ce vă spun eu acum, nu spun de la mine, și eu iubesc frumosul, și eu iubesc arta, și mie îmi plac lucrurile frumoase, și Dumnezeu iubește asta. Însă oamenii și-au, cu timpul și-au direcționat atenția de la cel care trebuia venerat la simple pietre. La simple pietre. Vă spuneam într-o ocazie că preoții din bisericile din Pergam, atunci când au primit din partea decretului lui Teodosie, marele împărat creștin, a jefuit templele păgâne și le-a oferit creștinilor. În momentul acela, preoții creștini, care până atunci au fost persecutați, au fost puși în fața unei libertăți inexplicabile și au zis: ce vom face cu templele păgâne? Și au zis: ce vom face? Vom face slujbe în ele. Și de acolo au început tradițiile cu cădelnița, cu fumurile, cu ce avem noi astăzi în tradiția ortodoxă. Au preluat acele edificii păgâne și le-au folosit, spuneau ei, pentru slava lui Dumnezeu. Vreau să închei cu ceea ce spune Dumnezeu în Exod, capitolul 20. Dumnezeu, nici când era vorba de un altar de jertfă, nu accepta altarul să fie construit decât în termenii lui. Și au zis care erau termenii lui Dumnezeu. Haideți să citim împreună, foarte interesant acest pasaj. De aceea consider eu că Ștefan spune acolo doar adevărul. Nimic în minus și nimic în plus. Exod, capitolul 20, cu versetul 21. Haideți să citim Exod 20 cu 21. Poporul stătea în depărtare, iar Moise se apropia de norul în care era Dumnezeu. Domnul a zis lui Moise: așa să vorbești copiilor lui Israel, ați văzut că v-am vorbit din ceruri. Să nu faceți Dumnezei de argint și Dumnezei de aur ca să-i puneți alături de mine. Să nu vă faceți alți Dumnezei. Să-mi ridici un altar de pământ pe care să-ți aduci arderile de tot și jertfele de mulțumire, oile și boii. În orice loc în care îmi voi aduce aminte de numele meu, voi veni la tine și te voi binecuvânta. Preferința lui Dumnezeu, mă opresc puțin, era ca oamenii să facă un altar de pământ. Ați mai auzit ideea aceasta? Deci altarul, spune Dumnezeu, să fie de pământ. Straniu, nu? Mai departe. Dacă îmi vei ridica un altar de piatră, să nu-l zidești din pietre cioplite, căci cum îți vei pune dalta în piatră, o vei pângări. Mă opresc aici. De ce Dumnezeu dă asemenea instrucțiuni? Pentru că înaintea lui Dumnezeu, tot ceea ce El a creat este desăvârșit și nu se poate compara cu nicio creație a omului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu preferă pietrele de la suprafață, așa cum le găsim în natură, decât cele cioplite, șlefuite, perfecționate de om, și mă refer aici la închinare. Foarte interesant, nu? Dumnezeu a dat indicații clare și a zis: mai degrabă prefer lucrul acesta, pentru că tot ceea ce am creat eu, tot ce este natura noastră, este desăvârșit, este perfect. Ce Dumnezeu minunat avem, dragii mei! Și vreau să vă spun la final că omul acesta, pentru că a avut curajul să spună asemenea adevăruri, pentru că omul acesta a vrut să le spună: voi vă făliți cu templul, vă făliți cu case mari, cu edificii monumentale,
dar sunteți lipsiți. Hai să vă citesc, foarte rapid. În Fapte, capitolul 7, își termină dramatic discursul. Oameni tari la cerbice, versetul 51, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Întotdeauna o organizație religioasă sau o biserică va căuta să aibă oameni care să vorbească lucruri care nu ne scot din confort, lucruri care ne plac, lucruri care nu ne provoacă. Cum spunea o soră într-o biserică, zice, frate, predică-ne despre acei chinezi din China care fac rele. Păi da, dar la noi în biserică nu e niciuna. Zice, tocmai de asta vă zic. Predicați ceva ce la noi nu există. Spuneți-ne altceva. Dar nu ce ne spuneți acum despre alcool, despre curvie. Nu astea. Spuneți-ne ceva din altă parte. Din acest motiv, dragii mei, Ștefan a fost incomod pentru Israel, pentru că le-a spus adevărul. Va trebui și noi să ne gândim câți dintre noi vom fi în stare să murim pentru adevărul lui Dumnezeu. Spune Ellen White atât de frumos că la un moment dat nici măcar moartea nu l-a mai înspăimântat pe Ștefan. De acum spune că l-a văzut pe Fiul Omului. Este prima revelație după Domnul Iisus Hristos în care aflăm că Fiul Omului se va întoarce. Spune, șezând în picioare la dreapta Tatălui. Este exact revelația revenirii Domnului Iisus Hristos. Mai putea să-l mai sperie ceva pe omul acesta? Nimic. Dumnezeu să ne dea și nouă putere să spunem adevărul oricând, oricum, să nu ne temem de oameni, ci să ne temem de Cel care într-o zi se va război cu cei care au trăit în minciună, spune chiar în Apocalipsa, cu sabia adevărului său. Va trebui să alegem. În momentul în care alegi să trăiești după sabia cuvântului, e posibil să fii lovit de sabia persecuției. E posibil să ai probleme cu cei din familia ta, poate cu cei din biserică, dar trebuie ca lucrurile acestea să le spunem, trebuie să le predicăm și Dumnezeu să ne ajute ca într-adevăr să rămânem lângă El și lângă adevărul Lui. Amin. În spiritul acestui mesaj, vă invit să cântăm acum la final imnul 221, Stau pe adevăr.
iată că cei ce se depărtează de tine pierd, tu nimicești pe toți cei ce sunt necredincioși. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale. Luăm aminte la o rugăciune. Slăvitul nostru Părinte, îți mulțumim, Doamne, că întotdeauna copiii Tăi au plecat de la masa cuvântului Tău, au plecat hrăniți, n-au plecat niciodată cu mâna goală. Îți mulțumim, Doamne, pentru că în acest sabat Tu ai fost lângă noi, ai deschis cuvântul Tău în inimile noastre, în fața noastră și Te rugăm acum în săptămâna în care vom intra să porți Tu pașii noștri pe calea Ta. Să ne ajuți, Doamne, să nu ne depărtăm de Tine, Tu să fii pentru noi fericirea noastră, Tu să fii, Doamne, pentru noi adevărul și viața. Rămâi cu toți frații și surorile din biserica aceasta, cu familiile noastre și condune Tu, Doamne, prin harul Tău și prin voința Ta, du-ne pe locuri înalte și du-ne Tu, poartă-ne Tu în carul biruinței Tale. Fii lăudat pentru acest sabat petrecut, pentru acest timp sfânt petrecut împreună, ajută-ne să nu uităm învățăturile Tale și să le putem, Doamne, povesti în călătoriile noastre, să le putem, Doamne, povesti copiilor noștri și celor care nu Te cunosc. Fii lăudat, prin Domnul Iisus m-am rugat. Amin. Cu această ultimă rugăciune, serviciile divine în acest sabat au ajuns la final. Ne bucurăm și mulțumim tuturor care au participat, au fost prezenți cu noi, care au slujit. Sperăm că ați simțit prezența lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Următorul serviciu divin va avea loc miercuri de la ora 7, ora de rugăciune, iar apoi vineri tot de la ora 7, ora 19, sabatul viitor. Nu uităm că sabatul viitor, dimineața, după serviciul divin de dimineață, biserica, membrii bisericii sunt invitați pentru adunare administrativă. Așa, deci toți membrii bisericii, sabatul viitor de dimineață, după serviciul divin, să rămână în urmă. Iar acum, la final, așa cum stăm în meditație, să cântăm imnul 648. Doamne, fii cu noi în veci de veci.